Bună ziua la toți! Suntem în Biblioteca pentru copii Stelea Anagrama, o bibliotecă care este frecventată de zeci de copii zilnic din diferite colțuri ale orașului. Astăzi, în bibliotecă, adică petrecem activități în diferite forme, și muzicale, literare, ore de poezie, de poveste, dar astăzi am reușit să facem o prezentare de carte, o carte care ajunge la sufletul fiecărui copil, cartea scriitorului Spiridon Vanghelie, Copiii în cătușile Sibirii. Este o carte foarte, a spune eu așa, o tematică jalnică. Haideți să începem cu aceea că ne închipuim că este o zi de vară, o zi frumoasă, când se coc cireșele. Acel Vasile Bujor, un erou principal al cărții, nu avea copii. Era un om cu o inimă foarte mare. Văzând cireșele acestea coapte, zice, Doamne, unde sunt copiii care să vină să mănânce cireșe? Până la urmă, ce-a făcut și adresa aceea Vasile Bujor? A găsit copii. Nevasta căruia era dusă la Iarmaruc. Copilașii, 10 fiind la număr, s-au urcat în pom. În câteva minute, pomul nu mai avea nici o cireașă. În timpul acela s-a întors soția de la Iarmaruc. Măi, Vasile, zice ea, totuși, până la urmă, ai reușit să strângi copilașii. Dar el, așa cu un glas, a zis, da, într-adevăr, am reușit. Parcă simțea ce o să se întâmple mai departe cu acești copii și cu acest Vasile Bujor. A doua zi, adică chiar în seara aceea, acești copii care mâncau cu zâmbet pe față cireșe, au fost încărcat goane și trimiși în Siberia. Și acel Vasile Bujor, șirul acțiunii în această carte se începe cu aceea, cu eroii principal a acestei cărți, Olica, o fetiță care a mâncat și ea cireșe din grădina lui Vasile Bujor. Iată, vedeți aici așa, a mâncat și ea cireșe. Sara a avut un vis foarte ciudat. Un fluturaș a venit și a zis, Olicica, trebuie să pleci. Nu s-a gândit că dimineața o să fie și ea împreună cu alți copii încărcată în aceste vagoane și dusă în Siberia îndepărtată. Avea mamă, avea tată. Dimineața s-a întâmplat acțiunea la gara de la Bălți. Trenul șuiera. Zeci de copii, mii de mame, tați, frați strigau, își pierdeau unii cu alții legătura. Mamă, unde ești? Nu mă auzeai în acea gară. Era o strășnicie. Dar călăi uitau că-i copil, că-i fetiță micuță, că-i băiețel. Așa cum eroina cărții noastre, Olicica, o fetiță slăbuță, micuță, a pierdut-o de mână pe maică-sa. Așa că nu a mai nimerit într-un vagon cu mama. Fetița într-un vagon, mama putea un alt vagon. Mama era bolnavă. Tatăl a intrat în vagon înarmați, cu arme și au strigat în rusește, tații, ridicați-vă în picioare, o să fiți mutați în alt vagon, în alt tren. Așa că familia acestei fetițe a fost despărțită totalmente. Dar vagonul era unul, trenul era unul, spre Siberia îndepărtată. Până la urmă au ajuns, luni în șir au mers în această drumul spre Siberia. La un moment foarte tragic, și era un băiețel pe nume Iacobaș, tot e un erou acestei cărți. Iacobaș care era cu mama, până la urmă s-a ținut strâns de mama și a mers în vagon cu mama. Era frig, foarte frig. Și băiatul a pus acest moment, chiar vreau să deslușesc așa, băiatul a adormit, a pus capul pe genunchii mamei. Seara s-a trezit târziu și a văzut că ceva e rece la cap. Când s-a deslușit, mama nu mai era în viață, mama era moartă. Băiețelul era mic, avea câțiva anișori, 6 anișori
și striga, mamă, mamă, dar nu l-auzea nimeni. Toți erau disperați, speriați. Unde ne duc? Ce o să facă cu noi? Mâncare nu ne dau. Oare trenul ăsta oare s-a oprit cândva? Măcar niște apă să ne deie. Nimic. Trenul mergea înainte, călăii glumeau pe seama oamenilor, veneau de când în când și îi îmbrânceau cu arma, copiii speriați. La un moment dat, trenul s-a oprit pe un câmp. Mama a fost aruncată ca un câine din vagon. A fost aruncată. Acum închipuiți-vă unde e inima acestui copil. O aruncat-o pe mama. Eu merg, unde merg eu? Eu nu știu limba. Ce o să fac eu acolo? Cum o să mă descurc? La care fetița care se dea tot în vagon cu acest băiețel, a zis așa, o să fim frați. Unde ne duce trenul? Oricum o să fim frați. Tu nu mai ai pe mama. Eu am pe mama și pe tata. Tata în alt vagon. Dar oricum o să ajungem unde o să ajungem. Haideți să ajungem la Siberia, acolo unde e. Când au ajuns, morți de foame. Nu aveau nimica. Că dimineața când au fost ridicați de călăi, nu mai aveau timpul ca să-și iei o haină de schimb sau ceva mâncare, nimica. Așa cum erau pe ei, unii în cămăși de noapte, disculți, așa au fost îmbrânciți în vagoane și încărcați ca pe animale. Au ajuns acolo. Ce să facă? Copilașii vor să mănânce. Nu aveau unde să... Adică nu... Așa ca pe niște animale, într-un... Cum să vă spun? Într-un sarai părăsit, frig. Nimic, lipsă de nimic. Eu nu știu cum au supraviețuit copiii aceștia. Sara, închipuiți-vă, zăpadă. Mergeau să strângă vreascuri. Cu ce s-a prins focul? Nici chibrit, nimica. La un moment dat au întâlnit o bătrână care strângea în pădure vreascuri și a spus că ea tot este deportată și ea are și are o vacă care se hrănește. Și veniți copilași la mine și o să vă dau puțin lapte. Puțin, fiindcă vaca, nu am cu ce să o hrănesc aici. Sunt niște momente foarte înfiurătoare sau cum să vă spun. Au supraviețuit copiii aceștia, nu știu, eu de exemplu să fac comparații cu vremea de atunci și acum când copiii au de toate, nu știu, nici nu-i închipui cum această olguță micuță s-a pornit să o găsească pe bătrână, zăpadă, frig. La un moment dat a însărat, n-a mai ajuns la bătrână, sub un copac și plângea beata de ea, era frig. Și așa un moment, chiar o să deschid aici și o să vă arăt, cum un urs care, iată așa, un urs s-a apropiat de fetiță. Știți? Și lui animal i s-a făcut milă de această ființă gingășă și a lăsat-o în pace. S-a fost alt moment sau ursul putea să o mănânce fetița asta, dar parcă a înțeles lupul prin câte a trecut copila asta și totuși avea un gând ca să îl întâlnească pe tata aici, să îl întâlnească pe tata. A lăsat-o în pace, până la urmă s-a făcut, a plâns până dimineață micuța, s-a ghemuit lângă un copac și până la urmă, de zori de zi, fetița aceasta a ajuns până la doamnă, la, să zic doamnă, la persoană, la femeie care avea vacă și a spus că să-i dea niște fruct, așa se numea, brânză sau ce mai putea face de la vaca aceea dacă și ea, dar pentru ce-ți trebuie, zicea, adică și mama zice că e bolnavă. Mama lui fetiță era foarte bolnavă și eu vreau să o pun pe mama pe picioare că oricum trebuie să ne întâlnim cu tata și odată noi să ne întoarcem la noi acasă. Femeia a dat de toate, dar nu i-a mai ajutat acestea toate. A adus acasă o bucățică de brânză acolo, lapte. Mama nu mai putut mânca, că era bolnavă, zice, mănâncă tu, fetiță, că tu trebuie să te întâlnești cu tata și să vă întorceți la casa de la care ne-au ridicat noaptea și așa și cu cuvintele acestea, mama îi spune, zice, mănânc tu, prinde la puteri și haideți să ne culcăm. Era tare frig. Fetița aceasta, mama sa fiind bolnavă,
Mergea după vreascuri, zăpadă, foame și aducea vreascuri și să încălzească mama și să facă bine. A muncit foarte mult fetița asta, dar nu a mai pus-o pe mama pe picioare. Într-o seară, mama zice, știi, fetița mea, am fost o speție, la mine niște îngeri și duminică eu trebuie să plec cu ei. Ea copilă fiind, nu prea înțelegea lucrurile acestea, dar și-a dat seama că mama e bolnavă și o să moară. Cheamul era acolo, tot în regiunea aia unde locuiau, era un lemnar. Făcea de ferite și mergea la sute de kilometri pe jos și își vindea ceva ca să poată întreține cât de cât. Cheamă-l pe Moș Nichifor și vreau să vorbesc. Fetița asta, fără lumină, întuneric, așa prin zăpadă a mers la Moș Nichifor. Haideți că te cheamă mama, zice. Mama e foarte bolnavă. Venind în casă, spune, uite, am aici jos niște scânduri. Tu poți să faci un sicriu? La care moșul ăsta zice, dar pentru ce sicriu? Pentru cine? Pentru mine. Dar cum? Dar păi tu ești în viață. Nu, eu duminică plec. Și așa și s-a întâmplat cu mama Oliții. Oliții, așa îi spunea fetiței, a plecat mama și a rămas un copil. Vă închipuiți, în Siberia, îndepărtat un copil singur, care un fir care îi dădea viață că o să-l întâlnesc pe tata. O să-l întâlnesc până la un moment dat pe tata și o să fiu cu el. Avea noroc de această Oliță a fost luată la Iacobaș și Iacobașul ăsta tot niște oameni l-au luat, fiindcă nu aveau copiii ăștia, oamenii muriau ca muștele, cum se zice la noi așa o vorbă. Haideți încă un moment interesant din această carte cu sărbătorile de iarnă. Iacobașa, tot un personaj al cărții, a fost luat de cineva și așa o bătrânică a zis că eu nu am ce să te hrănesc, dar oricum vei sta la mine, fiindcă nu ai pe nimeni. Era netuns, murdar, pantalonii cârpiți, vă închipuiți ce era acolo. L-a luat femeia, l-a spălat cât de cât, l-a tuns, i s-a rupt pieptenele, părul încălcit, ni-a spălat de luni întregi. O copilărie, nu am cuvinte să vă spun prin ce au trecut copiii aceștia. Și iată tot un moment cam așa, seara de Crăciun, totuși cineva a ținut minte că mai merg cu colinda, așa, și a venit la copilașii, mergem pe la casă, poate ceva am câștigat. Iată cum noi acum merg copiii cu colindu, câștigă colăcei, bănuți, dulciuri. Acolo nici vorbă nu era de așa ceva. Și veneau pe la ferestre și, da, dacă aveai ceva, stăpâna ieșea, dacă nu avea nimica, mulțumesc frumos, fiți și voi sănătoși. Și iată, la casa aceasta unde se afla Iacobaș, băiețelul și cu fetița, doi copilași, nu se vedeau nici ochii, nimic, am cotoșmonați așa, au venit și la geam, se poate să vă colindăm? Și au început o colindă că sculați, sculați boieri mari. La care băiețelul și zice, păi nu suntem boieri în casă, dar nu avem nimic să le dăm, ce să facem? Când a fost îmbrâncit în vagon, micul, i s-a dizbătut un dinte. Și el dintele ăsta l-a luat și l-a păstrat. Mă închipuiți, luni în șir să păstrez un dinte în buzunar. Și zice, o să ies și o să dau dintele ăsta. Și când, care o să ajungă din noi, din Siberia, înapoi în Basarabia, și când o să ajungeți în sat la noi, o să aruncați dintele ăsta peste casă. Și dacă o să aruncați, știți că mai să venim. Nu, noi nu luăm, noi avem dinți. La care bătrâna o ieșit din casă cu doi cartofi înghețați. Înghețați doi cartofi și au zis, luați! Copiii așa de bucuroși, așa de bucuroși că o să facă, mama o să facă o supă cu cartofi, vă înghipuiți. Situația e, nu știu cum să vă zic, e foarte... Iată așa un moment, încă un moment, așa chiar pe mine personal, lecturând această carte, când până la urmă au adus bărbații în regiunea aceea, au dus bărbații și când colo tata lui e Olița și a recunoscut tatăl, slab,
nu știu, nu avea putere nici să ții pe picioare. N-am mâncat luni în șir, nimica, nimica. Și când, dar acolo avea un, așa ca o fermă de porci. Ca o fermă de porci care mâncau ei, adică scrâneau cu porcii ăștia. Dar știți cu ce hrăneau? Cu oameni. Mâncau oamenii de vii. Și în momentul ăsta chiar m-am oprit la el cu lacrimi, am lecturat și eu cartea. Când unul cu arma așa a trecut pe lângă porci ăștia, să aveți grijă de porci, să faceți curat la ei, să-i hrăniți. Și era un omulean bolnav, la care tatăl, s-a implicat tatăl poliției și zice, lăsați-l că vedeți că el e de azi pe mâine. Și unul vine în rusoile ăsta și cu arma îl împinge la porcii ăștia. Porcii ăștia ca sălbaticii, l-au jăfuit în fracțiune de secunde. Au făcut așa și zice, a, da, unul zice, a, ți-a fost milă de el? Uite acum mergi și tu. Și a fost îmbrâncit și tata. Iată, l-a văzut la moment pe tata și la care l-a pierdut pentru totdeauna. Înțelegeți, iată cum. Acțiunii s-au ținut lanț una după alta și totuși la un moment dat a venit ziua cea mare când trebuiau să se întoarcă în Basarabia lor, de unde au plecat. Și a ajuns în sat această fetiță și când a venit s-a oprit la fântână. Dar prin foarte, foarte mult. Astea nu mai trebuie carte de lecturat. Multe momente așa care sunt foarte interesante. Și s-a oprit la fântână și nimeni nu cunoștea. Era deja o domnișoară și s-a oprit, s-a pus în genunchi la fântână de la începutul satului în care locuiau. Nimeni, oamenii treceau, nici nu observau și ea săruta pământul și spunea că eu oricum m-am întors, dar fără mamă și fără tată. Iată cum, iată aici, vedeți, chiar la fântână fetița. Iată așa. Cartea foarte, știți, această carte a fost cartea anului. Iată așa, era o bătaie de joc de oameni acolo. Cartea Copii în cătușile Sibiriei a fost cartea anului. Am mers la Chișinău, la întâlnire cu Spiridon Vanghelie. Am mers cu două fetițe care am lecturat această carte. Copiii au desenat frumos coperta cărții, la care chiar Spiridon Vanghelie, când i-a mânat acest desen pe o coală mare de hârtie, a lăcrimat. Avem poze foarte, o amintire foarte plăcută cu autorul și am dat așa o întrebare. O să continuați să scrieți tema aceasta dureroasă, la care Spiridon Vanghelie a dat așa din cap și a zis că e prea multă durere. Prea multă durere și nu știu să mai fac sau să nu mai fac o carte, adică o asemănătoare sau să prelungim această poveste dureroasă. Dar o să încerc. Iată acestea sunt cuvintele lui Spiridon Vanghelie. Și ce vreau să zic? Vreau să propun această carte spre lecturare copiilor, chiar și vârstnicilor, și să, adică să știe ce a fost. Adică să cunoască și istoria cât de cât. Dureroasă, dar trebuie să o cunoască.